Cele două surori de 5, respectiv 2 ani și 7 luni din orașul Balș s-au unecat pe 25 iunie. Inițial, minorele au fost date dispărute la poliție, iar în urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că cel mai probabil fetele s-au unecat în râul Olteț, care trece prin spatele casei lor. După câteva zile de căutări, copilele au fost găsite înecate. Comisarul șef Cătălin Florescu, șeful poliției Olt, a explicat astăzi cum au murit cele două surori. Mama a considerat că poate să le lase nesupravegheate pe fetițe pentru 20-30 de minute, cât a durat drumul până la magazin să cumpere niște drojdie, să se întoarcă. A avut asigurată cu un zăvor și poarta din față și cea din spate. Prin față, fetițele n-au putut să iasă pentru că erau mici, aveau 5 ani și 2 ani jumătate, n-au putut să iasă și au ieșit prin spate unde zăvorul era accesibil. Au ieșit prin spate. Avem certitudine pentru că am folosit și câinele de urmă și traseul indicat a fost acesta. Au desfăcut poarta, au ieșit prin spate. Vreau să vă spun că între panta către Olteț și gard, cred că era de 60-70 de centimetri. Au ieșit, au ocolit pe lângă corțul gardului, au vrut să iasă în stradă să se joace. Sunt convins și n-am niciun dubiu că la întoarcerea mamei au văzut-o și ca orice copil au dorit să se întoarcă repede, să intre în casă ca să nu le vadă. Vă spun că și un adult, când ai trecut pe lângă colțul gardului, nu puteai să treci, trebuia să te ții de gard. Era și plouat, au alunecat, au căzut și s-a întâmplat tragedia. Potrivit șefului poliției Olt, lipsa supravegherii copiilor este o mare problemă și din alt punct de vedere, pentru că sunt lăsați în voia lor, mulți dintre copii ajung să comită infracțiuni chiar de la o vârstă fragedă. Așa se face că o parte dintre hoții cercetați acum de polițiști pentru anumite infracțiuni sunt minori.